Bucureștiul va avea un nou aeroport în zona de sud. Este vorba despre aeroportul București Sud, care va deservi anual 11 milioane de pasageri. Investiția de circa 2 miliarde de euro a fost anunțată de primăria sectorului 4 și social-democrata Gabriela Firea într-o declarație de presă. Acest proiect, și anume un aeroport în sudul capitalei, este unul așteptat de peste 20 de ani. S-a vorbit mult despre necesitatea ca Bucureștiul să mai aibă încă un aeroport internațional pe lângă cel din nordul capitalei, Otopeni, Henri Coandă. S-a vorbit, așa cum spuneam, mult și s-a făcut, din păcate, puțin. Și mă bucur să fi putut ajuta cât de puțin și sper să o fac în continuare mai mult în perioada următoare, ca acest proiect să prindă aripi. Aeroportul din sudul Bucureștiului va deservi peste 11 milioane de pasageri anual și va permite transportul a cel puțin 30.000 de tone de mărfuri pe cale aeriană, potrivit studiului de oportunitate coordonat de o companie din Franța. Aeroportul va avea atât terminale pentru pasageri național și internațional, cât și unele speciale pentru transportul de marfă. Investiția a fost estimată la circa 2 miliarde de euro. Și odată intrat pe mâna colegului meu Daniel Băluță și a echipei sale, parte din ea se află și în sală și vă felicit pe toți în egală măsură și odată având garanția susținerii Ministerului Transporturilor și îl mulțumesc domnului ministru secretar de stat Mândrescu pentru prezență și de asemenea susținerea premierului Ciolacu pe care o avem, am discutat chiar astăzi despre acest obiectiv, sunt absolut convinsă că într-un timp foarte scurt, aș spune chiar record, ne vom întâlni în aceeași formulă la inaugurare. Traficul de pasageri înregistrat pe toate aeroporturile din țară a fost anul trecut de 24,5 milioane de pasageri. Cel mai mare trafic a fost înregistrat pe aeroportul din Otopeni de 14,69 milioane de pasageri potrivit datelor statistice.